Neața lumei, continuăm Naruto și Puden cu episodul 88, de când Naruto zice multi shadow clone jutsu, s -a apucă să împingă la Rasengan aici, iese mie lume si cu ăsta, că țipă ceacra, mă dor urechile, zicea Choji. Mamă, dacă mă pălește cu jutsu ăsta, nu cred că am vreo șansă de scăpare și iese. Stilul vântului, Rasen, Shuriken, acum au plecat miei după el. Trei clone față, Naruto din spate, hai că mă duc și o să-l ajut, zice Choji. Nu te ducea, nu te ducea, nu te apropia de Naruto că te va apri de raza exploziei. Ce raza, mă, ce explozie. Uite, uită ca asta e puterea lui Jin la nouă cozi, mă. Exact ce mă așteptam de la un monstru. Și să vezi ce face Naruto, mă. Bam, repede clonă să sară pe el, o prinde asta cu fibre. Da, până la prins pe ăla la un circuit ăștia din celelalte părți. Dar nu-i bai că ca dă cu foc și cuvânt pe stânga și pe dreapta și a pârjolit pe ăștia. Dar atunci vine Naruto. Te-ai dus miel, rasten, shuriken a dispărut rase în nu? A rămas Naruto cu mâna goală. L-a făcut, mă zice Cioji, l-a făcut, moare, moare, fără să-l atingă mâie pe dinăuntru. Nu, zice Yamato, Fail. s A strecat jutsu, nu mai merge. Na, bă, și era oportunitatea perfectă, adică l-a prins pe ăsta din plin. Și s-a oprit jutsu, bă, imaginează-ți numai. Îl prinde repede Kakuzu cu fibrele lui, să-i fure inima. Bă, exact cum așteptam, zice și numărul 1, cel mai imprevizibil ninja, n-ai ce să-i faci. Yamato dă cu lemnul, dar cum s-a plecat lemnul, i-a intrat fix prin bor, Luca Cuzu, dacă, <gântu> dacă l-ar fi părut. După aia, bineînțeles, ca și să taie fibrele de pe asta. Yamato trimite și mai mult lemn, dar și ce, că la doar s-a s-a dat în spate până s-a lipit de copac. Și au te, apropo de copac, cât scopa ce a scos Yamato, nici numai când lemn era acolo. Da, mă zice, ei, nu, ăsta e Naruto, Asta e Naruto pe care le știam eu, mă, să dai el și și după aia nu merge nimic. Bă, da dacă îi zice să-i Shuriken, nu zice Choji, n-ar trebui să-l arunci, că de să dai cu el. Pai zice i Shuriken, dar las că vezi, las că vezi tu cunoști dacă cu el cât de, de e bun rău de tot. Nu mă, că nu poate să-l arunce, zice Amato, de asta are nevoie de clone ca să facă o diversiune, să ajungă lângă oponent. Problema e că nu ține mult juțul ăsta. A, păi și atunci ce faci, mă, că nu o să-l polești pe ăsta niciodată, că se ferește. Cacuzul se uita la ei. Mă, deci, juțul lui copilul ăsta pare destul de periculos, dar dacă stau la distanță, n-are ce să-mi facă. Atâta timp când nu mă apropii de el, e ok. Mă, caca și lasă-mă să mai încerc o dată. Îl bat, îl bat. Da, mă, da, ia ăsta. Dacă te duci pe el, iar se ferește. Nu mai bine îl atacăm noi toți. Bă, cei drept zice caca și suntem 5 vs 1. La am putea să-l facem pe prost din toate direcțiile, nu? Da, mă, caca și sensei, știu la ce te refer, dar mai ții minte ce mai mi zis tu mie când mă antrenam? Că tu crezi că eu sunt singurul și nobi care poate să-l depășească pe al patrulea Hokage? Știu că e munca în echipă importantă. Importantă. și știu că drumul ăsta pe care l-am ales eu singur versus ăla este unul periculos, dar vreau să risc asta pentru că dacă nu-l bat pe ăsta acum, nu o să evoluez deloc. Și mergând pe drumul lui aici, Naruto, îl vede pe Sasuke în partea cealaltă. Bine, mă zice. Hai că lăsăm să mai dea o dată. Că trebuie să vești tu ca, ca și ce are, dă încolo. Bă, când îl pălește, e bun rău de tot, mă. În partea altă, acum și echipa, alergau și dintr-o sau de explozia de la Shikamaru când l-a explodat pe Hidan. Bă, ce asta? Nu știu, hai să ne grăbim. E, și acum îl vedem pe Hidan în groapă. Îi picau bucăți din el și Camaru care se uita de sus și se trezește fraierul și zice Bă, cum îndrăznești să-mi faci asta? Să știi că Lord Jashin te va pedepsi? A, și ce mă, de -aia nu mai pot eu, zice și Camaru în timp ce scoate un cunai cu o sârmă și cu sigilii explozive pe el. Noi credem în lucruri diferite, noi credem în voința focului, nu în Jashin al tău. A, de Jashin tău nu mai pot eu. Zeul tău nu e Jashin la bă, sunt eu. <laughs> că eu îți dau judecata finală, bă, acum cu cunaiul ăsta. Și bineînțeles, aruncă cunaiul, explodează că cădeau bolovanile pe Hidan în timp ce zice Lasă, fraiere, că vezi tu pe deapsa lordului Jashin, da, da, ce crezi că te lasă ăsta? Ha, ha, păi bă, mă voi răzbuna eu pe tine, las că este mănânc cu dinții, dar i-a picat un mare bolovan în cap, deși nu ne arată, dar se aude. Și e clar că Hidan e mort, dar a făcut bucățele, nici capul nu mai e nimic. Și acum se uita groapa asta înfundată cu bolovani, lângă el apare o capră care îi dezgroapă bricheta lui Asuma. Și o ia ăsta, se uită la ea. O aprinde și a început să plângă cu toate cap lui Într-un final ajung și ăștia, iau te-o zice și Camaru. Dacă am târziu că l-am făcut pe fraier, cum mă, tu ai făcut unul din Akatsuki singur? Păi da, aia mi-am dat drumul la brațe, trebuia să-l fac pe prost. Dar ceilalți sunt ok, bă, nu știm ce s-a întâmplat cu ceilalți că ne-am venit direct la tine. Păi hai atunci înapoi, mă. Și cade și Camaro. A alergat și alergați alergat și cade, zice Sakura, stai mă să te vindec. Nu, nu, că n-avem timp. Mie nu-mi place să stau așa degeaba în timp ce prietenii mei sunt răniți. Hai să mergem înapoi. S Au plecat iară. E, și acum îl vedem pe Naruto care el hotărât să-l bată pe ăsta orice ar fi. Iar mă că ăsta, mă, alu Konoha. Ia să mă schimb eu pe un stil de luptă la distanță. Bă, și se face cacuzul când începe să iasă fibră din asta pe gură și după aia uită-te la el cum arată ni ce o fi asta? Vă vezi că nu doar și-a schimbat forma corpului, a adunat și o grămadă de chakra înăuntru, face asta ca să contracareze jutsul lui Naruto. Bam! Shadow clon jutsu, hei, n-am mai zis multi shadow clone jutsu, face iar cele trei clone, s-a pornit Rasenganu, a ieșit Rasenganu și acum alergau înspre el, trei clone și în spate Naruto. Ăsta Kakuzu a sărit peste clone, ca a zis ce treaba am eu cu clonele astea, dacă îl bat pe ăla din spate, știi, originalul, a, e, s-a terminat. Și l-atacă cu fibra, bam, explozie praf peste tot. Când se ternă praful Naruto mort. Și a băgat ăsta fibra prin picior, prin ficații lui Naruto, dar ce să vezi era o clonă. Bă, deci Naruto și-a folosit acum tot creierul pe care l-a avut. Apare de deasupra cu clonele și zice că cu zubă nu spune că cel adevărat era cu clonele aia peste care eu am sărit. Ba da, fix așa a fost. Și ăsta din spate era o clonă. Na, fraier, era Sen Shuriken, l-a pălit și acum se transformă într-un dita mai vortexul masiv, cu un vânt și mai mare. Aveți grijă, băie, că vine explozia spre noi? Naruto cade și el pe jos, se uita așa, a, oleo, la jutsu meu, mă, da frumos e, mă. Înăuntru, Kakuzu era tăiat de 16 miliarde de lame din astea de ace de vânt. Asta e și bun la Rasen Shuriken, că e făcut de vânt și știți că vântul e chakra cea mai șmecheră pe bătaie, că taie tai agresiv rău de tot. Chiar și după ce a dispărut tornada, încă mai erau cuțite din astea care treceau prin el. Dă, te încolo ce caca și câte atacuri au fost în juțul ăla, pe nici măcar eu cu șaringanul meu n-am apucat să le văd pe toate, mă. Și acum că s-a terminat, ca cu în de îngroapă, dar fiat atent cât groapa. Și vorbești, mă, zici că a picat aici meteoriții lui Madara. Wow, nu vine să cred. Bă, Naruto, dă, te încolo, bun juțul. V-a plăcut, mă, zice Naruto. Băgați like dacă v-a plăcut. <laughs> tru are dreptate. Și aici s-a terminat episodul, mo, mă, Dar măcar a ieșit la e frumos, e șuriken, dar nu prea e, că nu-l arunci. E șuricanul pe care nu-l arunci. Vrea să numească stilul vântului rasen shuriken, nu. <laughs> Sau nu deocamdată. Ajunge noi și acolo. Cam atât cu acest episod, sper că ți-a plăcut. Like, share, subscribe, comentariul la Blanau și ne de mâine cu următorul clip.